Ascultați The Amazing Channel. Mari actori de comedie. Nu vă supărați, curele de ceas cu busolă, ca să știm unde e nordul, sunt. Curele de ceas cu calendar, ca să știm în ce zi suntem, sunt. Ei bine, eu vreau o curea de ceas cu ceas, ca să știu cât e ceasul, că al meu s-a stricat. Horia Șerbănescu. Dragi ascultători, ediția de astăzi o dedicăm unui cunoscut actor român de teatru, de revistă, Horia Șerbănescu. Popularul actor de comedie a debutat pe scenă la vârsta de 5 ani, în anul 1929, interpretând rolul regelui Mihai în piesa Miss Revista. Datorită talentului său precoce, la aceeași vârstă, e descoperit pe scena de la Cărăbuș de regizorul Paul Gusti, care l-aduce pe micuțul Horia la Teatrul Național pentru a juca în dublu rol personajele Statu Palmă și Barbă Cot în spectacolul Rodia de Aur. Cu acest spectacol, Horia Șerbănescu se înscrie ca unul dintre cei mai vechi colaboratori ai radioului, pentru că spectacolul Rodia de Aur s-a difuzat în direct pentru ascultători. În tinerețe, Horia Șerbănescu a jucat pe scena mai multor teatre particulare. Teatrul din Sărindar, condus de Tudor Mușatescu, Teatrul Nostru, condus de Dina Cocea, sau Teatrul Victoria. Primul său mare succes a fost înregistrat cu piesa Profesorul de franceză, semnată de Tudor Mușatescu la grădina Volta Buzești. Horia Șerbănescu a format un cuplu memorabil cu Radu Zaharescu. Împreună au lansat cuplete de mare succes și au făcut istorie pe scena teatrului de revistă, fiind lansați de Constantin Tănase la Cărăbuș. De-a lungul anilor, acest cuplu de aur a fost prezent în nenumărate emisiuni de radio Ora Veselă. Vă invităm să ascultați pentru început vocile lor inconfundabile în cupletul muzical Doi soți model. Nevasta mi-o ajut ca fiecare, căci casa nu e lucru de nimic. E, când e nevoie, bat și la covoare, și eu ajut că-l bat pe ăla mic. O duc la teatru dacă vrea, firește, la orice spectacol din oraș. E, o duc și la revistă de dorește, și eu o duc cu vorba că-i relaș. Duminica o duc ca să petreacă, că n-am abilitate, nu mă-ntregi. Și eu, ca să fiu sigur că o să-i placă, o duc la mama ei, că eu am meci. Pentru familia ei sunt ca un tată, ba noi între cumnați chiar ne iubim. Și nici nu ne-am certat măcar odată, nici eu, că de la nuntă nu vorbim. La operă eu merg ca fiecare, căci muzica e tot ce-i mai frumos. Am fost la Traviata, însă moare, și nu mai merg că poate-i contagios. Eu cu copilul mă înțeleg că-i bine, copilul să le duci, să știi să-l crești. Și-al meu se înțelege său cu mine, fiindcă și eu și el fumăm tot mărășești. Copilul meu mi-aduce numai 10, cu școala el a fost mereu la fix. Al meu avea chiar ieri 12, dar l-am cuiat Dinamo cu un X. Eu la servici mă bucur și de stimă, și permanent sunt evidențiat. Ba ieri drept stimulent am luat și primă, și eu puteam să iau, dar nu mi-a dat.
sub îndrumarea regizorului artistic Ion Vova, Horia Șerbănescu a avut mai mulți parteneri de replică. Dintre numeroasele scenete realizate alături de Vasilica Tastaman, cea mai reprezentativă ni s-a părut sceneta Tango, pe care vă prezentăm în minutele următoare. Stimată domnișoară, vă rog să-mi acordați acest dans clasic argentinian. Cu plăcere! Permiteți. Știați că tangoul argentinian a fost descoperit chiar în Argentina? Și cum a ajuns la noi? Prin consignație. Sunt fericit că ne-am întâlnit la această serată de seară. Privirea dumneavoastră m-a cucerit. Sunteți căsătorită? Nu. M-ați cucerit cu totul. Ca să vedeți, soarta cu al ei destin. Nici eu nu prea sunt căsătorit. Sunt mulți oameni necăsătoriți. Și n-ați vrea să rămână mai puțin? Cunosc un băiat admirabil. Unde e? Dansează cu dumneavoastră. Vă place muzica? Enorm. Și mie la fel de enorm. Ce fel de muzică preferați? De cameră? De două camere, hol, bucătărie și carnet de cec. Chopin e admirabil. Da, dar nici Dacia 1300 nu-i de lepădat. Muzica îmi dă o stare de euforie. Euforie nord sau euforie sud? Sunteți foarte cultă din punct de vedere muzical. Probabil posedați o foarte frumoasă discotecă. Da. Și o foarte interesantă bibliotecă. Da. Și o foarte bună chenzinotecă. Cum se dansează acest dans argentinian? 3 pași înainte, 5 pași înapoi. Pam, 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 pam. Atunci eu rămân pe loc și execută dumneata 5 pași înainte. Hai, iute! Rapapam, rapapapam, rapapam și rapapusi. Păi ăsta e rib de cea-cea? Sau mi se pare că îmi spuneți ceau-ceau? Din nou cu Radu Zaharescu, într-o suită de cuplete și scenete care au ținut capul de afiș ani de zile la ora veselă. Viața mea e o nebunie. Când merg noaptea prin oraș, și ce mare bucurie când ai ochii cu-n borfaș. De-asta scap, îi dau sacoșa, oșa, ca să nu dea una-n cap. Dar de șanțuri și canale ale, de-astea oare cum să scap? Nu-i de-ajuns ca ți se sapă apă și îți spun bandici și hoți. Azi orașul e o groapă, apă în care cădem cu toți. Grăbiți pavatul, grăbiți pavatul, grăbiți că mâine începe săpatul. Și biata stradă ce-abia astupară, o s-o desfunde în zor de zi alți lucrători. IGHP, TLGB, IDGB sau alții ce fac șfaițel cald, dar râmurile. Grăbiți pavatul, lăsați fumatul, grăbiți pavatul că începe săpatul. Că de 5 luni nu mai poți circula, că se dosapă, sapă și ea sapă, ba dezgroapă, ba se-ngroapă ea. Ce fericire că terminase bulevardul cu pavatul. Nenorocire că au început pe alte 7 străzi săpatul. Că nu se reparase bine o conductă, și acum din zor văd dealuri noi și alți săpători. Vai, 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 de trecător. Dar săpătorii aruncă 3 lopeți cu gesturi nonșalante și încep să joace o bâză și alte sporturi tot deconectante. Și apoi porniți spre colțul de deschis buticul, își fac bilanțul pe om la o bere și un rom. Și stau, și stau, și iar stau la taclare întignă. Te pot să jur că sunt toți în concediu odihnă. Hei la
te fac pe optimiști. Noi pe dâmburi, pe alpiniști. Că pe stradă urci tot anul pe omul și caraimanul. Iar când trage câte o ploaie, zagaloșe prin noroaie. Am rămas și fără branțuri de când sar tot peste șanțuri. Fiindcă așa vrea TLC-ul, ICB-ul și CD-ul. Fiindcă sapă și iar sapă, ne dezgroapă și ne îngroapă. Azi termină cu pavatul, mâine începe iar săpatul. Fiindcă așa vrea ICB-ul și pe urmă IPB-ul. Și din nou ICB-ul, ne mănâncă zilele. Ne-au bucat tamblarele, ne distrug pingelele. Asta termina pavatul, mâine începe iar săpatul. Doamne, doamne, ce de toți, eu i-aș îngropa pe toți. Bună ziua. Bună ziua, ce doriți? O curea cu ceas. Da, vă rog, avem cum doriți, bej, maro, gri, neagră? Maro, că merge la costumul negru. Da, poftiți, vă rog. Păi nu e cu ceas. Păi nu e, ceas găsiți dumneavoastră vis-a-vis la bijuteria. Nu, mulțumesc, ceas am și eu, uitați. Da, văd, e frumos, Omega, cureaua e cam rupt, ar trebui una nouă. Da, așa mi-am zis și eu, păi da, asta și veni la dumneavoastră, dați-mi o curea da, vă rog. Cu ceas. Da, da, sigur, de care doriți? Avem bej, maro, gri, negre? Neagră. Adineaur a spus maro, că merge la costumul negru. Da, da, m-am răzgândit, merge mai bine negru la negru. Păi, bine, bine, maro, cum doriți, poftiți neagră. Păi nu e cu ceas. Păi nu e, vă rog. V-am mai spus, noi avem curele, vis-a-vis au ceasul. Nu, mulțumesc, că ceas am și eu, mi se pare că vi l-am arătat. Da, era un Omega, mi se pare că avea cureaua cam ruptă, nu luați o curea pentru el? Ba da, dați-mi o curea cu ceas. Imediat, vă rog, de care doriți? Avem bej, maro, gri, negre? Dați-mi una maro. Nu vă supărați adineaur când v-am spus să luați maro, a spus că negru merge mai bine la negru. Da, dar m-am răzgândit, aveți dreptate, merge mai bine maro. Mă rog, vă rog, poftiți. Păi nu e cu ceas. Nu e, vă rog, cu riscul de a mă lua drepisălo, când îndrăznesc să vă reamintesc că vis-a-vis se găsesc ceasul, noi avem curele. E perfect, asta vreau și eu, o curea. Omule, frate, clientul nostru, stăpânul nostru, nu ți-am oferit până acum nu știu câte curele. Maro la negru, negru la maro, gri la albastru, verde la buline cu cercuri. Pe ce vrei, de care vrei? Cu ceas. Ce ceas? Care ceas? Unde am mai văzut dumneata curea fără ceas cu ceas? Nu vă supărați. Curele de ceas cu busolă, ca să știm unde e nordul, sunt? Sunt, da. Curele de ceas cu calendar, ca să știm în ce zi suntem, sunt? Suntem. Asta, sunt. E bine, eu vreau o curea de ceas cu ceas, ca să știu cât e ceasul, că al meu s-a stricat. Oh, ce mai faci, bătrâne? Ia te uite, ia te uite. O fi pământul rotund, dar tot ne-am întâlnit. Mă, Stelic, nu ne-am mai văzut de vreo 15 ani, nu-i așa? Cam așa, măi, Costele, exact de la terminarea facultății. Au cam trecut ani, nu? La, lasă asta, ia spune, ce mai faci tu? Te-ai însurat? Păi, dar cum să nu? Ca tot omul. Da, ia spune, moștenitore, cum să nu? Am un băiat mare. Să străiască, mă, Stelic, și eu am un băiat. Să fie sănătos. Și pe când al doilea. Na, mi-ajunge, nu mi-ar mai trebui. Ia spune, Stelică, dar sincer, mă, băiatul tău e cu minte? Foarte cu minte. Dar de ce mă întreb? Nu cumva al tău... Cam așa, mă, dar ce, tu nu l-ai prins niciodată fumând? Nu, pe cuvânt că nu. Serios? Și nici pe la barul cu colegele, așa ca... Nu, nici gând. Nu, mă, dacă ai ști tu... Las că știu că eu nu-l iubesc eu așa cum e dragă. Ce, așa? Parcă ce, aș recunoaște eu la alții că al meu ar face și ar drege? Nu. În fond, ce face în fond? În copilării. Da. Ca și al tău de altfel, nu? Dacă l-ai vedea pe al meu... Da, Stelică, stai, acum, fii și tu sincer și spune-mi, chiar n-a întârziat niciodată la vreun ceai așa? Cu ceaiul e o poveste mai dificilă. În sfârșit, că încep și tu să fii sincer cu mine. Costele, dragă, dar am fost tot timpul. Bine, ba, m-am lămurit, gata, te felicit. Ai un băiat model, nu ca al meu. Stai, nu. Sunt convins că și al tău e cu minte și scump. Câți ani are? 18. Da, al tău? 10 luni. Înzestrat cu un colosal simț al umorului, actorul Horia Șerbănescu a fost încă de la bun început ceea ce se numește astăzi în lumea comediei de sorginte anglosaxonă un actor perfect de stand-up comedy. Spre exemplificare, vă invităm să urmăriți momentele Soacra, Cântec de croazieră și Bărbatul surmenat. N-am făcut prea multe lucruri în viață, drept pentru care nici nu prea am zile bune cu mama soției mele. Dar acum m-am hotărât să scriu. Scriu zi și noapte, mai ales de când s-a lansat ultimul concurs de schițe umoristice. Mi-e cam jenă să vă spun, dar m-am hotărât să scriu o schiță despre
despre soacră mea. Soacră mea care poartă în conștiință cam multe rămășițe retrograde. Altfel mie asta îmi slujește, ca în subiectul în casă. Deci, scriu. Soacră mea însă, cred că și-a cam dat seama, pentru că a început treptat să se lepede de rămășițele ei retrograde. Acum chiar mă privește mai blând, îmi mai face și câte o cafea, ca să nu mai spun că mă contrazice mult mai puțin atunci când emit vreo judecată de valoare. Viața mea s-a schimbat radical. Ce păcat că nu sunt un scriitor adevărat. Scriu și eu, dar așa, ca amator. Soacră mea crede că am talent. Dar dacă aș ști că n-am, cred că ar lua-o de la început. De aceea, de fapt, eu mă prefac că scriu în continuare. Sunt hotărât să primi chiar o scrisoare de mulțumire organizatorilor concursului de schițe umoristice. Prin îndemnul lor la a scrie umor și satiră, am reușit să îndrept o serie de deficiențe ale comportamentului mamei soției mele. Și totodată mi-am descoperit o vocație. Grozav mă pasionează acum aceste schițe umoristice. Într-o zi am avut și o surpriză să constat că până și soacră mea a fost atrasă de acest concurs. Adică își încearcă talentul satiric. Din întâmplare am descoperit o scrisoare a ei adresată tot organizatorilor concursului. Având în vedere că suntem rubedenii, am desfăcut scrisoarea și am citit-o. Iată ce scria. Stimați organizatori, concursul dumneavoastră pentru cea mai bună schiță umoristică i-a ajutat pe foarte mulți tineri să schimbe atitudinea. Cunosc un asemenea tânăr. Acum, când e liber, stă numai acasă. În loc să bea bere, bea cafea și în loc să joace table, scrie schițe umoristice. E o plăcere să observi o asemenea transformare. Scrie despre lupta împotriva rămășițelor retrograde în conștiința omului, deoarece probabil a devenit conștient de propriile sale lipsuri. Mă bucur că umorul l-a putut schimba atât de mult și acum e cu totul altfel. Un alt om. Cum vedeți, nu prea are talent umoristic soacră mea, dar pentru mine rămâne un subiect inepuizabil. Într-o croazieră am pornit acum. Cazul Boioșia sunt cu noi la drum. Locuri minunate, vesele zâmbesc și voios răsună cântec tineresc. Tinerețe, tinerețe, floare nouă, asprințare te întâlnim la orice pas. Tu aduni salva vieții strop de rouă și ni greu să alegem locul de popas. Tinerețe, tinerețe, abădie, te simțim vibrând în inimă la noi. Ne așez pe chipuri numai bucurie și spre tine pasul saltă mai vioi. Gornici de plimbare, noi pornim ades. Când ne cheamă în zare, munte deal sau șes. Murmură prin codrii ape de cristal și sclipește-n soare mândrul litoral. Tinerețe, tinerețe, floare nouă, astrințare te-ntâlnim la orice pas. Tu aduni salva vieții strop de rouă și ni greu să alegem locul de popas. Tinerețe, tinerețe, apă vie, te simțim vibrând în inimă la noi. Ne așez pe chipuri numai bucurie și spre tine pasul saltă mai vioi. Frumuseți sunt multe pe acest pământ, cântă ale noastre mult mai dragi ne sunt. Șapte vieți de-a rândul țara te-am privit, frumusețea întreagă tot nu i-am sorbit. Tinerețe, tinerețe, floare nouă, azi prin țară te-ntâlnim la orice pas. Tu aduni salva vieții strop de rouă
și-mi greu să alegem locul de popas. Tinerețe, tinerețe, abonie, îi simțim vibrând în inima la noi. Ne așez pe chipuri numai bucurie și spre tine pasul saltă mai viloi. Bravo, Radule! Foarte bună ideea ta cu cântecul ca mijloc de transport. Mulțumesc, mulțumesc, dar cu ce merge mai departe, Hoiale? Păi, eu am ales, dar nu știu dacă îți convine. Adică? Am ales monologul Cuvântul Pietonului. Adică al tău și totodată al umoristului Horia Șervărescu. Eu sunt pieton, adică tolomac. Așa mi-a strigat adineauri un șofer cu pătrunjelul galben pe parbriz de pe o Dacia 1300. Mă, tolomacule, cască ochii, că ți-aduc portocale la urgență! A scos limba la mine și mi-a adresat o indicație rutieră pe care n-am înțeles-o prea bine, întrucât nu văd ce legătură are familia mea cu Dacia 1300. Ce să fac? Dacă sunt pieton... Și nenorocirea pietonului nu e că el n-are mașină. Nenorocirea lui e ca o alții. În definitiv... Cine sunt aceștia alții? Vă spun eu, toți, dar absolut toți, sunt foști pietoni. Ce, s-a născut vreunul din el la volan? Atâta doar că sunt șoferi și șoferi. Unii care conduc corect, vorba aceea preventiv, cu revizia tehnică anuală făcută de acum din februarie, nu la calendele grecești, și care în loc să sufle în fiolă, suflă și în iaurt, și alții... care uită că virajele pe două roți se iau numai cu trotineta și în niciun caz în linie dreaptă. Sau care în loc să-și greseze mașina, se șprițuiesc pe ei cu motorină bătrână de Pitești. Sunt șoferi care respectă trecerea pentru pietoni. Numai că, după cum se repede spre zebră, nu poți ști niciodată care o să o respecte și care nu. Pe cel de-a din aur cu Dacia l-am întrebat din mers. Trec eu sau treci matale? Trecem amândoi și care scapă, bravo lui! Ce am răspuns eu, nu vă spun. Pentru că acesta este marele secret al bunelor relații dintre șoferi și pietoni. Să nu știe niciunul dintre ei ce gândește unul despre altul. Așa că, în calitate de pieton, profit ca să întreb și eu. De ce credeți dumneavoastră, cei de la volan, că strada este o pistă de viteză? De ce vi se pare că o să întârziați dumneavoastră, care aveți 60-70 de kilometri pe oră, și nu o să întârzi eu, care merg pe jos și abia am 3-4 kilometri pe oră? De ce acum, când se fac băltoace de noroi, în loc să încetiniți când mă vedeți, mă pedepsiți și dumneavoastră șoferii și tovarășii de la Nufărul contra cost? Și acum, dați-mi voie să închei, nu însă înainte de a oferi o modestă sugestie confraților pietoni. Când vedeți, apropiindu-se de dumneavoastră, o mașină cu semnul mirării, puneți-vă în mod automat semnul întrebării. Ce ți-e și cu femeile astea? Uite acum, cât o fi ora? E seară? E dimineață? Ia, un moment. Nevasta, sigur, auziți, bate covoarele. Se răzbună pe ele, toată ziua le bate. Nu, mai covor să nu fii. Toată săptămâna te calcă în picioare și duminica te bate. O vedeți? Nu face nimic. Numai de covoare se ocupă. Le-a rupt în bătaie. Bate mereu ca să nu dorm eu. Să mă mustre conștiința că nu-i dau ajutor. Așa e, nevastă mea. Dimineața se scoală fix la 6. Eu mai dorm, că sunt la visul numărul 3, el cu Rachel Welch. Ea dă drumul la radio ca să afle ora exactă, pentru mine, să aud că s-a sculat. Mă sărută și pleacă în vârful picioarelor. Trag ploapă-mă peste mine și deodată aud un zbârnuit, sună ceasul. Pentru mine, tot ea a pus la cale și asta, ca să nu întârzi la serviciu, parcă-i serviciu ei, ca să nu mă certe șeful, parcă-i șeful ei, ca să nu-mi taie prima, parcă-i prima oară. Bag ceasul sub pernă, dar începe alt zbârnit, telefonul. E tot ea, de la serviciu, mă întreabă dacă a sunat ceasul. A sunat, bat și clopotele, apoi soneria, sună administratorul, i-a spus soția să vină să vadă dacă m-au sculat ceasul, telefonul, clopotele și soneria. Vin de la birou mor de oboseală că n-am dormit decât 3 ore și mă bag în pat. Soneria, iar nevasta. A venit de la serviciu. Așează masa, servește masa
servesc și eu somn prăjit. Ea șterge apoi vesela, eu o șterg în pat, dar nu mă lasă, ia pătura ca să calce cămășile. Pune și tu fierul în priză, zice. Zic, sunt ocupat, vreau să dorm. Calcă și tu mai încet pe vârfuri. Și ea calcă toate cămășile pe vârfuri. Apoi mă trezesc auzindu-o. Că ai tu grijă de casă, că eu mă duc la alimentara. Să-ți iau și o informația. Cu asta mă topește. Se întoarce. Dau drumul la televizor, ea dă drumul la ragaz, fiecare cu distracția lui, eu cu surorile bacara, ea cu pui și ciulama. Zice că gătește pentru mine. Bine, dar eu dacă mănânc atâta, când mai dorm? Poftim. Uite că se culcă. Se culcă pe la 12. Ca să-mi strice mie repriza a doua, strige lumina și aprinde veioza, ci că are de învățat. Da, dă examene. Vrea să ajungă inginer. Și eu? Eu unde o să ajung cu insomnia asta? Uite acum se face 6 dimineața și n-am dormit nici 10 ore pe ziua de azi. Oh, dar lasă. Lasă că mâine merge la teatru. M-am învârtit de 3 ore de somn țeapăn. Oh. Somnoroasa aventură. Horia Șerbănescu a perseverat în cupletul muzical nu numai alături de Radu Zaharescu, dar și alături de Stella Popescu. De mie, de să citesc. Zice că să lași copilul cât ar fi de mititel, să pună mâna pe sobă, să se frigă singur el. Și că doar așa învață. Da. Da. Și nu se mai frigionează. Nu. Dar la focul inimii ne tot frigem mii și mii, și suntem o viață întreagă tot copii. De. Și ce? Asta e povestea când iubești. Cât ai vrea n-ai cum să te ferești. Pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Asta e povestea când iubești. Te cred. Cui face viața mai frumoasă, scump te face să plătești. Asta e povestea când iubești. Păi, asta e povestea dragostei. Da, da. Cine nu s-a frit de dragul ei? Cu cât șocul e mai mare, cu atât nimic nu iei. Asta e povestea dragostei. Păi da. Până la urmă nu știi singur ce să vrei, ce să nu vrei. Asta e povestea dragostei. Păi, dacă o știi atât de bine, dus de nas, cum ai ajuns? Ai mai strepte? Asta întreabă oricând oricine. Nimeni n-a găsit răspuns. Știu. Nimeni n-a găsit răspuns. Încă. Le zici bine, meșere. Ani și secole de-a rândul, măi, ce de probleme au fost. Unele mai sunt și astăzi, altora le-am dat de rost. Așa-i mintea omenească. Mie spui? Nu vrea să se odihnească. Foarte bine. Dar problema inimii, cât om fi și-o mai trăi, vom rămâne garantat mereu copii. Păi, de și ce? Asta e povestea când iubești. Da, da. Cât ai vrea n-ai cum să te ferești. Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Asta e povestea când iubești. Cui faci viața mai frumoasă, scump te face să plătești. Asta e povestea când iubești. Asta e povestea dragostei. Cine nu s-a frit de dragul ei? M-am spus eu. Cu cât jocul e mai mare, cu atât nimic nu iei. Asta e povestea dragostei. Până la urmă nu știi singur ce să vrei, ce să nu vrei. Asta e povestea dragostei. Păi, dacă o știi atât de bine, dus de nas cum ai ajuns. Întreabă pe Mălineanu. Asta întreabă oricând oricine. Nimeni n-a găsit răspuns. Deci, nimeni n-a găsit răspuns.
încă. Și chiar de-ai găsi răspunsul și ai putea să te ferești, iar te-ai întreba, și iar te-ai întreba, și iar, și iar, și iar te-ai întreba. Ce? Fără dragoste pe lume? La ce n-ai va mai trăiești? Multe dintre emisiunile de divertisment de la radio au purtat semnătura lui Horia Șerbănescu și în calitate de autor de texte umoristice. Vă invităm să reascultați mai multe fragmente din ultima sa creație la Ora Veselă, intitulată Umor în papuci de casă. Poate vă întrebați care e problema mea cu papuci. Să vă spun. Până de curând, sub semnatul Horia Șerbănescu, mă zbenguiam în vârsta a treia. Am absolvit-o și am promovat în vârsta a patra, care e vârsta papucilor. Aceea care mă ține mai mult în casă. Că atunci când vine vorba de concediu, eu sufăr de rău de mare și de rău de munte și de rău de deal și de rău de vale și de rău de șez. Ca să nu mai spun că mă supără plictiseala mai rău decât reumatismul. V-ați întrebat vreodată de unde vine plictiseala? Vă spun eu, de la lene. Or, eu nu suport să fiu leneș, deoarece... Cum spuneam odinioară cu Radu Zaharescu, se demâta într-un picior, tililai, tililai, și se uită la cuptor, tililai, tare s-ar mai încălzi, tililai, tililai, da, e lenea se sui, miau, 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 miau. Lenei cu coană mare care se știe, n-are nici de mâncare, nici de chirie. Lăul lângă zi, tililai, tililai, și se uită lung la pli, tililai, tare, tare ar mai mânca, tililai, tililai, dar e greu amesteca, hau, 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 hau. Lenei cu coană mare care se știe, n-are nici de mâncare, nici de chirie. Că sub copac, tililai, tililai, se tot uită către lac, tililai, tare-i ca și s-ar scălda, tililai, tililai, de-ar veni lacul la ea, ga, 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 ga. Lenea-i cu coadă mare care se știe, n-are nici de mâncare, nici de chirie. Radu și cu Horia, tililai, tililai, glume noi va tot cânta, tililala. Că sunt glume câte vreți, tililai, tililai, da, da, trebuie să le înveți, ho, 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 ho. Lenei cu coadă mare care se știe, n-are nici de mâncare, nici de chirie. La, 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 la. Deci, plictiseala vine de la lene. Și poate încă de la ceva, ia gândiți-vă. Cum spune romanța? Și nu-i deloc ușor să spui când a venit și rândul tău. Îmbătrânesc și-mi pare rău. Asta e, de la bătrânețe. Nu scapă nimeni de ea. De ce? Nu o să vă vină să credeți. Știți ce au stabilit medicii? Că și femeile și bărbații îmbătrânesc deoarece încep să nu mai râdă. Așa că, dacă vreți să rămâneți tineri și să trăiți mult, trebuie să muriți de râs în fiecare zi. Peste ani și ani, când vă veți răsfoi albumul vieții, o să găsiți în el numai amintiri plăcute. Salutare, lume, lume! Mă cunoașteți după nume, sunt Costică cel vestit, fotbalistul renumit, antrenat de Sandu Flit, de la FC Maglavit. Am un șpiț nemai văzut, bag 3 goluri dintr-un șut. Când băiatul trage în poartă, orice apărare moartă, de-aia sporeclit de Flit, Valderrama Maglavit. Sunt iubit, sunt admirat, lăudat, felicitat, stadioanele în picioare, spectatori și spectatoare, osanale-mi ridică, sus, Costică! Bravo mie, cineva! Bine ar fi să ții așa și osanaua să rămână, dar nu trece o săptămână, am al meci, trag două în bară, încă un șut puțin afară și tot ei, uu, la țurcă, dă la afară că ne încurcă! Nu mai sunt nici lăudat, nu mai sunt nici admirat, antrenorul Sandu Flit e frecat la Maglavit și aceleași tribune pline. Ieri,
topite după mine, tot ei, domnule, care joi mă făceau de Hagi 2, astăzi își repet spre mine Hagi gânduri asasine, mă înjură, mă oftică și alte strigăte îmi dedică. Jos, Costică! Vai și amar de mama mea, dacă a ținut-o tot așa. Însă, totul ține până trece iar o săptămână. Am iar meci, iar bag un gol, fac portarul mototol, stadionul e în picioare și din nou sunt cel mai mare. Ha-ha! Antrenorul s-a înduflit, ea primă la Maglavit și toată divizia A vrea să viu să joc în ea. O echipă îmi dă spor și un post de profesor, alții îmi dau de înțeles că mă aleg cu Mercedes, ca să nu mai spun de samsari cu valiza de dolari. Bă, Costică, bă, ești tâmpit, cu însemnez, e și primit. Prețul e bun, nu pot să zic însă eu pe loc, nimic. Eu mă țin de Sandu Flit, de la Fece Maglavid, nu mă vând de orsicui, fiindcă mulțumită lui strigă lumea mare, mică, cu cățel și cu pisică, sus, Costică. Era el de sus să-mi fie, că mă apuc o nebunie. Săptămâna ce urmează, Fane Chiuru mă driblează. Când șutez, portarul prinde că e lung și se întinde și pe urmă știți ce vine. Aoleu și vai de mine, cică, ăsta este fotbalist. Cu dosar de securist, băgăm calorie în el, îl ținem și la hotel, îi dăm ciocolată, cremă, ca să doarmă pe extremă, nu vezi ce greu se ridică, e muiat în căpșunică, trage în el cu o părlăgică, jos, Costică! Dar duminică, în fine, am noroc. Și iar e bine, prind o pasă, trag un șut și hop, gol! Într-un minut, măi, ce-a fost? Ho, 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 ho! Grozavă seară, m-au purtat pe brațe afară, m-au strâns, m-au îmbrățișat, dar cine nu m-a pupat? Suporter provincial și agenți electorali, ștabul de la Maglavid m-a pupat și s-a înduflit, sponsorul a venit cu berea, m-a felicitat puterea, opoziția mi-a spus că îmi dă un cupon în plus la banchet, au anunțat că ce am vrut s-a aprobat și dacă mai băgam un gol, îmi dădeau din protocol 6 camere pe hol. Pe urmă m-au televizat, m-au machiat mai pronunțat să se vadă o vânătaie când mi-au tras-o la țurloaie. Plus că nu e niciun secret, m-a făcut mama brunet. Da, de acum, aleluia, părul galben ca gutuia, fără nu, fără tocmeală, ca la Cupa Mondială, când ni s-a vopsit moralul de șara și generalul Dita mai părul vâlvoi de jurai că-i Cojac 2. Doamne, ce eveniment! S-au strâns bani de monument în față la stadion. Eu în luptă la balon, să mă admire la intrare generația viitoare. Și întreaga asistență striga cu perseverență și înflăcărare unică, sus Costică! Care sunt? Care sunt? Ce monument! Joi sunt iar în faliment. Într-un meci care conta, n-am căzut când trebuia. Mamă, mamă, ce a început! Afară, la rebut! Ăsta-i jucător, pe tușă! Puneți-l să cânte în șușă! Nu vedeți că-i terminat și că trebuie transferat? Nici măcar nu cade bine! Fă-te că ești mort! Bă! Rușine! Nu-l ajută pe băiatul nici părintele argatul. Ah, de atât huo și scandal ajung într-așa un hal că îmi strig singur plin de pică, jos cu mine, jos Costică. Și uite așa, când rău, când bine, sus cu mine, jos cu mine. Mă tot sui, mă tot cobor, parcă-s neam de ascensor. Azi sunt bun de monument, mâine spun de testament. O duminică sunt zeu și ailaltă un derbedeu. O duminică e merit și o duminică tâmpit. Parcă aș fi hopa mitică. Sus Costică, jos Costică. Poate sunteți curioși de unde m-am inspirat. Sunt vecin cu o familie veselă. Ea aruncă papucii după el. Dacă îl nimerește, râde ea. Dacă nu îl nimerește, râde el. Iar ultima secvență de comedie pe bază de papuci am revăzut-o de curând în filmul My Fair Lady, când dulcea și nevinovata Eliza îi aruncă papuci în capul domn profesor Higgins. Asta ca să-i arate cât de mult îl iubește ea pe el. Iar de râs, țin minte că am râs cu lacrimi când am înregistrat cu Radu Zaharescu cupletul Ah, o iubesc. Am o nevastă, o acadea, cum n-a mai existat. Ea zice că-i cu mod alton, e o jica de rapat. În loc de fustă și furo, e în pantalon mereu. De parcă eu-s nevasta ei și ea bărbatul meu.
atât s-a masculinizat din top până la cercei, că o să ajungă tată ea și o mamă în locul ei. Dar o iubesc, vezi, 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 de mă topesc, 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 că n-are în lume nimeni nevastă dulce ca mea. Ai, mă topesc, 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 când o iubesc, iubesc, iubesc. Colega. Amasoara mea. Colega. Da? Colega, te rugasem adineaur la vocalize, puțin mai gros. Este imposibil. Nu pot așa de sus. Tutunul doar la domicil îi se părea puțin. Fumează și pe strada, cum că-i gen mai masculin. Dar și fumatul de țigări n-o va mai amuza. Ca mine n-o văd pe bulevard, trăgând din arghileag. De crin s-a nicotinizat în proașcă un parfum. De am impresia că sărut un debit de tutun. Dar o iubesc, 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 de mă topesc, 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 că n-are lume, nimeni are vasă dulce ca mea. Ah, mă topesc, 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 cât o iubesc, iubesc, iubesc. Iar începe. Colega. 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 Da. Colega, da. Spune-mi, rogu-te, cum faci dumneata de când așa sus? Lăptișor de matcă. De-asta cu albinele acum. Buz-buz. Și are niște unghii lungi, tăioase ca umbrici. Când mă mângâie pe obraz, o lună am bășici. Și asta când mă alint așa mai rece, conjugal. Când mă răsfață mai convins, mă bagă în spital. De ziua mea m-am îngâiat și-a fost așa plăcut, că doctorul Ortolomei trei zile m-a cusut. Dar o iubesc, 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 de mă topesc, 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 că n-are în lume nimenea nevastă dulce ca mea. Ah, mă topesc, 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 cât o iubesc, iubesc, iubesc. Colega. Mă, formidabil. Colega. Da. Spune-mi, rogu-te, cum faci dumneata de cânti așa de... Așa de gros. Nu, așa de prost. Lăpșor de vacă. Și ține cură de slăbit, căci așa-i sportiv. La prânz mănâncă vânt pane și oțet la peritiv. De dragul ei mănânc și eu numai aurt și caș. Eram un munte de plăcău și acum sunt pavanaș. De mai mănânc nimic rasol în fiecare zi. Mă duc la vară în turneu, la Belu Melodii. Dar o iubesc, 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 de mă topesc, topesc, topesc. Și fiindcă e nevasta mea, o vindec eu, n-o las așa. Dezvelirea unei statui. Doamnelor și domnilor, onorat auditor, astăzi e o zi de fală, fală mare, triumfală, că sunt fale fel de fel, asta e fală între fel. Și putem să ne fălim, fiindcă astăzi dezvelim, dragi și stimații mei, monumentul cel mai cel. Nu-i al doilea ca el, mai măreț un altul nu-i. Deci strigăm în fața lui cu emoție firească, la mulți ani să ne trăiască. Ce savan, ce prezident și-a de aici pe monument?
Care maestru genial, care învingător pe cal ce-a uimit omenirea, stă și așteaptă dezvelirea. Nu-i savant, nu-i prezident, nu-i nici membru în parlament, deputat sau senator, nu-i celebru orator, nici cu cioc, nici fără cioc, nu-i vreun cântăreț deloc. Atunci cine e prezent sub cerceaf pe postament? Este îmbată astăzi placa. Monumentul este vaca. Să privim respectuos cum îi dăm cerceaful jos. Atențiune, omenire! Fiți atenți la dezvelire! Admirați-o cât se poate și din față și din spate. Și cu o lacrimă fierbinte aduceți-vă aminte cine a fost. Cum arăta vaca noastră când păștea. Azi pe soclu e prezentă, dar pe masă e absentă. Și pe soclu, domnii mei, zac în interiorul ei toate câte le visați. Întricoate și cârnați și alte chestii pentru papă, de ne lasă gura apă. Ia, superba și bălana, ne ciorba și tocana, și sarmaua și friptura, deci strigați de trei ori ura. De-aia azi îi dăm garoafe și îi cerem autografe. Ea e cea mai prețuită, de economiști slăvită, indexată, compensată, prin gazete comentată. Ei îi se aduc elogii, o slăvesc politologii, e cântată în poezie. Se înțelege pe hârtie, nu? În orice farfurie, fiindcă asta ar fi prozaic, inestetic și arhaic. Ea e mult prea însemnată pentru a fi, pardon, mâncată. Prin urmare, profanată de oricare gură cască. Vaca e o mană cerească, la mulți ani să ne trăiască. Doamnelor și domnilor, mult stimat auditor și solemnă omenire ce ați venit la dezvelire, priviți bine cu un binoclu vaca aceasta de pe soclu, ca să știți ce este aia, cum arată lighioaia la înfățișarea sa, pentru a nu o confunda cu vreun vechi și alegoric animal din preistoric. Admirați-o cât cuprinde când vedeți că se mai vinde. Și cât costă până la urmă? Cât costa de mult o turmă. Aoleu, simt că fac poc, s-o învelim urgent la loc. Dă-i înapoi și autograful, pune-i înapoi cerceaful, pentru ca să nu răcească la mulți ani să ne trăiască. Horia Șerbănescu a dat nuanțe multiple multor versuri cunoscute de George Topârceanu, ajutat și de talentul regizorului muzical Romeo Chelaru. Poezia Cioara capătă noi valențe datorită puterii de exemplificare a montajului realizat. Câmpul alb ca un cerceaf până în zări se desfășoară. Sus, sus, într-o cabană mică, un stâlp de telegraf s-a oprit din zbor, o cioară încrustată în atmosferă ca un ou de ciocolată. Amărâtă. De ce par tri? Și stingheră. Ca doi străini tăcea. Ca o prună afumată. E nectar, nu altceva. Cu aliura interlopă, ca un muzicant. În frac. Cuvioasă ca un popă. Aleluia, aleluia. Și zmolită ca un drac. Dracula. Demnă. Nu vreau să aude glasul lui tău. Ca un om. Te așteaptă un om. Celebru. Dan Spătaru, maestre. Mistică și fără chef. Mi-e dor astă seară de un chef cum știe. Ca un basorelief de pe un monument funebru. Geaba-i alune și palate. Suspendată ca o notă pe un portativ gigant. Oh, no.
slută, ca o hotentotă părăsită de amant. Adio, adio, mică în mijlocul naturii. Ca un fir de praf de pușcă. Neagră cum e cerul gurii, la un câine care mușcă. Cruntă ca o vânătaie cauzată în meci de box. Ca un bulgăre de cox care a stat o noapte în ploaie. Resemnată ca în vitrină o reclamă pentru vulg și ușoară ca un fulg. Fulgii basează, parcă dansează. De funingine în lumină, fină ca o acadea de țiței topit la soare. Hai pe fărul, hai pe fărul, hai pe fărul, hai pe fărul. Prinsă în falduri de nisoare, tombă la nejă. Ca un fiung de catifea, ireală ca un duh. Cu penajul ei feric, ca o cupă de întuneric răsturnată în văzduh. Mută în liniștea câmpiei. Veniți să vedeți câmpia sub lună. Ca un bloc de piatră arsă, ca un ghem de beznă toarsă din fuiorul veșniciei. Busuiși, busucole, atârnând de bolta, de bolta când apare luna, goală, oh, ca un uger de catran, unde pruncii lui Satan. Thank you, Satan. Vin plângând, nu mai plânge, baby, să sugă smoală. Piazărea ca un blestem. Cine iubește și la a zvârlit așa într-o doară creatorului suprem și banală ca o ocioară. După propria-i mărturisire, Horia Șerbănescu și-a făcut din meserie un crez, un fel de a gândi și a supraviețui, și consideră că a face lumea să râdă este cea mai frumoasă meserie din lume. Să-i urmăm cu toți urarea, fiți deci veseli și toată lumea să trăiască așa cum glăsuiește și cupletul. Foi verde ca luna, să trăiască toată lumea, toată lumea și cu mine, să ne fie numai bine. Românașului se știe, când e pus pe veselie, îi ajunge un colț de cer senin. O guriță drăgăstoasă și un lăutar la masă, să-i tihnească un păhărel cu vin. Hei, vă rog, ceva recuzită consumabilă aveți? Stați, ce fel de recuzită? Păi de drăgășan, de Valea Călugărească, de pietroasele, de ce o fi? Numai să fie cât de cât de struguri. Mulțumesc, mulțumesc, așa. Un pahar cu vin pentru mine și un butoi de fericire pentru ascultători. Doi și cu doi fac patru, trei și cu cinci fac opt, să încânte tot taraful, că nu mă las nici mort. La Horică, și noi, ce să vă urăm? Mie? Da. Mulți ani înapoi. Foi verde ca luna, să trăiască toată lumea, toată lumea și cu mine, să ne fie numai bine. Românașului se știe, când e pus pe veselie, îi ajunge un colț de cer senin. O guriță drăgăstoasă și un lăutar la masă, să-i tihnească un păhărel cu vin. Hei, doi și cu doi fac patru, trei și cu cinci fac opt, să-mi cânte tot taraful, că nu mă las nici mort.
că după un an de muncă, în cinstea tuturor, un păhărel, chiar două, se cer obligator. Asta e viața, măi cumnate, ce să ne mai tocmim? Că avem doar una, n-avem șapte, degeaba mai vorbim. Să ne dorim succes în toate și mai voioși să fim. Pace să avem și sănătate, că restul mai vorbim. Păi doi și cu doi fac patru, trei și cu cinci fac opt, să-mi cânte tot taraful, că nu mă las nici mort. Că după un an de muncă, în cinstea tuturor, un păhărel, chiar două, se cer obligator. Ați ascultat? Mari actori de comedie. Nu vă supărați, curele de ceas cu busolă, ca să știm unde e nordul, sunt. Curele de ceas cu calendar, ca să știm în ce zi suntem, sunt. Ei bine, eu vreau o curea de ceas cu ceas, ca să știu cât e ceasul, că al meu s-a stricat. Horia Șerbănescu. Regia tehnico-muzicală Florin Bădic. Realizatori Silvia Cusursuz și Mircea Zăvoianu.